Mai exact, 84 de zile au durat negocierile între sindicate și conducerea CEO. Pe de o parte, minerii doreau menținerea cât mai multor sporuri, iar pe de altă parte, administrația cerea o reducere a acestora și o economie la bugetul companiei, însă nu s-a umblat la salariile șefilor. Conducerea complexului energetic Oltenia a avut grijă să-și păstreze în buget salarii uriașe, 27,7 miliarde de lei vechi vor merge către cei 5 directori ai CEO și asta în condițiile în care minerii și-au pierdut 30 de sporuri. Putem spune că administrația a câștigat lupta cu sindicatele pentru că sunt prinse în contract două pachete de performanță care vor fi eliberate dacă se ating anumiți indicatori. În caz contrar, ortacii rămân doar cu salariul de bază. Încă mai este loc pentru a armoniza salariile. Facilitățile sunt armonizate în procent de peste 90%. Încă mai este loc pentru armonizarea salariilor pe aceleași meserii, pe aceleași funcții. Sunteți mulțumit de contractul colectiv? Eu nu. Nu? De ce? Eu loc de mai bine. Avem o supraproducție de cărbune. Da? Noi minerii suntem în această situație, avem utilaje de mare capacitate, avem cărbune, îl depozităm, dar el trebuie ars. Dacă conducerea complexului nu reușește să ardă acest cărbune, să transforme în energie, să vândă pe piața liberă, e problema dumneavoastră. S-a renunțat la o parte din sporuri, o parte s-au diminuat chiar în jumătățeată. Angajații au mai pierdut și două zile de odihnă suplimentare. Sporurile de vechime și fidelitate au rămas în afara pachetului extra salarial, ceea ce înseamnă că media salariului din CEO va fi de 2000 de lei. Și asta în condițiile în care un singur director din gigantul energetic încasează o leafă de 45.000 de lei pe lună.